Cum ar fi dacă v-aș spune că mintea noastră este ca o casă? Gândiți-vă la asta. Mintea noastră este ca o casă. Și dacă mintea noastră este ca o casă, înseamnă că gândurile noastre sunt ca și musafiri. Nu? Ca și musafirii care vin și uh, noi suntem cei care deschidem ușa sau închidem pentru musafir, nu? Uh, și, și uh, aș vrea să aș vrea să ne gândim la asta, pentru că s-ar putea ca mintea noastră, casa aceasta să fie o casă plină de lumină, plină de pace, plină de bucurie. Sau s-ar putea să fie o casă plină de, de uh, frustrare, de nemulțumire, plină de uh, lucruri negative. Uh, depinde de, uh, de tine, de mine. Dumnezeu ne-a încredințat uh, această casă ca noi să o păzim. Și, uh, și Biblia ne învață că noi avem nevoie să ne înnoim gândirea. Pentru ca să putem să, să trăim o viață în libertate, în lumină, în pace, în bucurie. Și când ne înnoim mintea, trebuie să luăm în considerare ce spune cuvântul, pentru că Biblia spune că noi ne înnoim mintea după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să ne înnoim mintea și să trăim în pace, libertate și bucurie decât dacă ne-o aliniem după Cuvântul lui Dumnezeu. Și. și noi, deci, suntem stăpânii acestei case. 2 Corinteni 10, spune din versetul 3 încolo, apostolul Pavel a scris cartea după Corinteni și spune, fiindcă noi, deși trăim în firea pământească, nu ne luptăm potrivit firii pământești, căci armele luptei noastre nu sunt firești ci sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. Armele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție sunt puternice. Poți să zici împreună cu mine puternice. Armele pe care Dumnezeu ni le dă sunt puternice ca să dărâme fortărețe. Și fortărețe, acest cuvânt fortărețe aici se referă la întărituri sau anumite lucruri uh, care uh, noi le-am format în gândirea noastră și care contravin cuvântului lui Dumnezeu. Acelea sunt fortărețe. Orice fortăreață trebuie dărâmată. De ce? Pentru că fortărețele creează mediul pentru ca cel rău să vină și să influențeze gândirea și comportamentul și viața noastră. Noi avem nevoie, deci, să, să dărâmăm aceste fortărețe și să îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să vină și să ne elibereze, să ne, să ne aliniem gândirea la cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune în continuare, noi dărâmăm argumentele. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și luăm captiv orice gând ca să asculte de Hristos. Puteți să spuneți împreună cu mine, iau captiv orice gând și îl fac ascultător de Hristos. În dimineața asta vreau să vorbesc. Și vreau să vorbim despre cum putem să ne protejăm gândurile. Gândurile noastre sunt unul dintre cele mai prețioase daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Rațiunea este unul dintre cele mai importante daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și, și noi ne vom proteja gândirea ca să avem gânduri pline de viață ca să avem gânduri pline de pace și de libertate. Să trăim în libertate și uh, nu în moarte și nu în, în rușine și păcat. Uh, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim stăpâni peste mintea noastră. Tu și cu mine. Noi suntem stăpâni peste, împreună cu Duhul Sfânt peste mintea noastră. Și uh, sigur că asta nu e o sarcină ușoară. Uh, pentru că este o luptă pe care o ducem zilnic, uh, în fiecare moment din zi și mai ales cu foarte multe opțiuni pe care le avem uh, cu smartphone-urile, uh, cu telefoanele astea cu ecrane. Avem așa multe opțiuni, așa multe momente în care noi trebuie să, să gândim, să analizăm, să luăm decizii. Pentru că gândiți-vă numai, dacă, dacă mergeți pe una din rețelele sociale, fiecare postare, noi o analizăm. Este. Te gândești și, te, și poate deja ai ajuns la stadiul de uh, utilizator uh, experimentat și nu mai trebuie să, să te gândești cum să deschid aplicația sau cum, să, uh, cum, să, cum funcționează, ci pur și simplu automat. Când scrolezi, când dai așa pe ecranul, când faci pe ecranul tău în sus sau în direcția în care faci, ca să vezi ce, cine ce a postat, la fiecare postare te oprești și te gândești. Merită să dau like? Merită să pun inimioară? Merită să salvez postarea? Merită să, dau să o trimit și altora? merită, ce merită să fac? Creierul nostru, în permanență, la fiecare postare, trebuie să gândească, trebuie să decidă. Și asta, dacă faci asta patru ore pe zi, la sfârșitul zilei ești frânt. Și zici, mă, dar n-am făcut nimic astăzi și s-o obosit. Ai făcut, pentru că ai muncit patru ore. Creierul tău a muncit patru ore și, și acum tu ești obosit. Nu mai ai resurse să dezvolți relația cu familia, nu mai ai resurse să, să citești din Biblie. Dacă n-ai citit de dimineață, salutare, s-a dus. Pentru că ești prea obosit. Și când începi să citești, dacă începi să citești din Biblie, adormi. Pentru că ești obosit. Dar, dar noi avem nevoie să, să ne concentrăm atenția și să excludem. Știu că acum spun ceva care, care, pentru care poate o să, o, să, o să ziceți, nu mai vreau să te aud, pastore. Dar vreau să excludem cât se poate social media. Dacă nu folosești social media pentru a... a, a îndruma pe cineva la Hristos pentru a prezenta ceea ce faci tu, când, ca să, ca să, ca să inspiri pe cineva să facă la fel, pentru că tu îl iubești pe Dumnezeu, atunci social media este o pierdere de vreme. Nu te ajută cu nimic, dar, dar nu potrivește proverbul ăla că nu mă ajută, nu mă încurcă. Dacă nu te ajută, dar te încurcă, te încurcă, îți fură, îți fură săptămâni, luni din an. Dacă stai doar două ore pe social media pe zi, două ore, două luni din an ai stat pe social media. Ai pierdut două luni de zile dintr-un an. Dacă faci calculele, o să, o să ajungi la concluzia aceasta. Deci, mintea noastră, noi avem nevoie să o concentrăm foarte bine pe ce vrem să facem, să fim intenționați. Ce vreau să realizez cu viața mea? Eu vreau să îl onorez pe Dumnezeu cu viața mea. Ok, atunci vreau să îmi pun prioritar, să fac prioritate din cititul Bibliei fac prioritate din închinare, din rugăciune, din uh, părtășia frățească, din, rugă, din, din timpul pe care îl ofer lui Dumnezeu și, și uh, dacă ne gândim că mintea noastră este casa gândurilor, atunci uh, e important să ne punem un filtru, nu? Cine intră în casa gândurilor noastre? Cine are voie să stea acolo? Familia are acces permanent, nu? În casa gândurilor noastre. Relația noastră cu Dumnezeu, avem nevoie să, să știm că în casa gândurilor noastre cuvântul lui Dumnezeu este la el acasă. Să facem asta, să fie intenționat. Să, uh, uh, și în, în uh, momentul în care fiecare dintre noi uh, ne confruntăm și uh, am dat exemplul cu social media, dar, dar noi ne confruntăm cu uh, lupte spirituale la nivelul gândurilor. Vine, vin uh, la nivelul gândurilor diverse, uh, diverse informații uh, pe care noi trebuie să le respingem așa de ușor. Pastorii și liderii pot să fie blocați în gândire încât să nu vadă altceva decât ceea, ce, uh, decât ceea ce văd cu ochii ăștia naturali. E foarte important să putem vedea cu ochii spirituali, să, uh, să ne conectăm, să ne lipim la Dumnezeu, pentru ca ochii spirituali să fie deschiși și, uh, și Apostolul Pavel ne învață. Să luăm captiv orice gând care, care, ne, care încearcă să ne limiteze potențialul, care încearcă să ne limiteze viziunea și, și noi putem cu adevărat să ne ridicăm și să, să închidem ușa gândirii noastre pentru orice gând, urșa minții noastre, să o închidem pentru orice gând care încearcă să ne, să ne uh, fure destinul, să ne fure sau să ne limiteze potențialul. Și orice întăritură în gândurile noastre începe cu un gând. Începe cu un gând mărunt. Și uh, uh, vreau să vă spun ceva, poate care vi se pare banal, dar este foarte, foarte important. Fiecare întăritură din mintea noastră fiecare întăritură din mintea noastră are potențialul să fie să ne limiteze în cel mai bun caz, fie să ne distrugă în cel mai rău caz. Fiecare întăritură. Și am spus mai devreme că întăritură la nivelul gândurilor noastre este orice lucru care contravine Bibliei, contravine cuvântului. Lui Dumnezeu. Și uh, fiecare dintre noi avem nevoie să, uh, să luăm controlul acestei case. Cum o picătură de apă are potențialul sau, sau uh, uh, nu o picătură, dar, dar picăturile de apă au potențialul să chiar să... Uh, să uh, sculpteze, să-și facă, să, să, să facă loc în piatră. Tot așa, un gând în mintea ta și în mintea mea, un gând negativ, poate să-ți distrugă gândirea, poate să-ți fure destinul, poate să îți... Uh, să te redirecționeze într-o într direcție în care tu nu vrei să mergi. Și dacă gândurile noastre le lăsăm necontrolat în mintea noastră, ele vor construi ziduri mari. Atât. Uh, uh, și gândiți-vă puțin la, la ziduri. Că unii oameni spun, măi, eu am nevoie de ziduri de protecție emoționale. Și zidurile de protecție emoțională le construim în momentul în care am fost răniți. Nu? Dacă cineva a fost rănit, la un moment dat începe să-și construiască anumite ziduri emoționale pentru ca să. ce? Ca să nu mai fie rănit. Este. Dar în momentul în care noi construim ziduri de jur, împrejurul nostru, într-adevăr oprim. Sau blocăm posibilitatea de a mai fi răniți. Dar de asemenea, în același timp, mai blocăm ceva. Blocăm și pe cei oamenii sau accesul oamenilor bine intenționați. Este... De aceea niciun fel de zid nu este bun pentru viața noastră. Noi, noi trebuie să dărâmăm orice zid din gândirea noastră pentru, ca, pentru ca, și și după ce dărâmăm zidurile, să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne construim gândirea bazat pe ceea ce spune Biblia. Și atunci vom fi protejați și împotriva gândurilor sau rănilor pe care oamenii din jurul nostru ar putea să le aducă în viața noastră, dar în același timp vom fi deschiși pentru ca cei din jurul nostru să aducă gânduri bune și lucruri bune în viața noastră. Ezechiel 38 spune, așa zice Domnul Dumnezeu, în ziua aceea îți vor veni gânduri în minte și vei plănui un lucru rău. Totul începe de la un gând. Dacă nu suntem atenți, acel gând poate să, să se transforme într-o întăritură care să ne domine viața și, și foarte mulți oameni dezvoltă acest tip de gândire. O gândire care, care începe să domine. Poate să fie față de soțul tău, față de soția ta, față de părinții tăi, față de copiii tăi față de tine însuți, poți avea gânduri care să te domine, gânduri negative care să te domine și să îți faci rău să te limitezi, să, să, nu îi dai voie Duhului Sfânt să îți elibereze mintea. Când îi spui Duhului Sfânt, Duhul Sfânt, am nevoie să fiu liber, am nevoie, vreau să gândesc gândurile tale. Și Pavel când a spus, orice gând al vostru să-l faceți rob ascultării de Hristos, la asta se referă. Pentru că noi avem libertate doar atunci când gândim gândurile lui Hristos. Și tu și cu mine, avem nevoie de libertatea aceasta. Iisus, când era în pustie, s-a a, a, -a luptat la nivelul gândurilor. În ispita pe care a, o găsim a, în Biblie, în Matei 4, vedem că Iisus a făcut trei lucruri. În, în pustie, în primul rând, El, când l-a întâlnit pe Satan, când Satan a venit la El în pustie, Iisus l-a învins în numele Lui. Nu? El pur și simplu, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, l-a învins pe Satan în numele Lui. La cruce, Iisus l-a învins pe Satan pentru noi, în numele nostru. Biblia spune că El l-a învins pe Satan și tu și cu mine putem să-L învingem dacă alegem să luăm victoria pe care Hristos a obținut-o pentru noi. Amin? Așa că propuneți în fiecare dimineață să-i spui, Doamne, vreau gândurile tale, vreau să pui gândurile tale în mintea mea, pentru că vreau să-L înving și, și noi putem să-L învingem pe Satan în numele Lui Isus. Putem să-L învingem pe Satan pentru că Isus l-a învins la cruce pe Satan și apoi uh, noi Uh, suntem responsabili, e responsabilitatea noastră pe care ne-o dă Isus, ne-o dă Biblia și spune că noi acum trebuie să punem în aplicare victoria pe care Hristos a obținut-o la cruce. Tu și cu mine avem nu doar responsabilitatea, dar avem și, uh, și uh, împuternicirea de a-l învinge pe Satan, la nivelul gândurilor noastre. Așa că, atunci când în gândurile tale te lupți cu o ispită sau cu uh, un lucru negativ, poți porunci acelui uh, lucru negativ sau acele ispite. Pleacă în numele lui Isus. Satan, ești învins, ești zero. Pleacă din gândurile mele. Și, uh, și uh, întotdeauna. Întotdeauna, în orice loc, Isus a făcut această victorie disponibilă pentru oricine crede în El. Și dacă tu alegi să crezi în Isus, tu poți învinge orice gând negativ, orice lucru negativ care încearcă să mișune prin mintea ta și, uh, și cred că tu și cu mine... Noi putem să ne păstrăm mintea curată și să trăim o viață în libertate. Doar păstrându-ne mintea curată putem trăi în libertate. Doar păstrându-ne mintea casa deschisă pentru Cuvântul lui Dumnezeu putem experimenta libertatea lui Dumnezeu. Și în momentul în care identificăm întăriturile care pot începe cu un gând, le putem și de demonta. Amin? Le putem demonta. Biblia ne învață că noi suntem păzitorii, noi suntem păzitorii minții noastre. Și tu și cu mine putem să ne păzim mintea. Și unul Petru, unul spune, de aceea. De, de ce de aceea? Pentru că sunteți atacați la nivelul gândurilor. Pentru că, pentru că orice întăritură la nivelul gândurilor are potențialul să ne distrugă, să oprească, să oprească uh, uh, săgețile, dar și ajutorul. Uh, de ce? Pentru că întăriturile la nivelul gândurilor ne pot limita potențialul, ne pot opri să ne împlinim, Pot, să ne împlinim destinul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Întăriturile la nivelul gândurilor noastre ne pot face să funcționăm la un nivel inferior față de cel pe care îl avem cu adevărat. Ok? Și Petru spune, de aceea, de aceea, încingeți-vă coapsele minții. Încingeți-vă coapsele minții. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Hristos. asta e responsabilitatea noastră, dragii mei. Fiecare gând care încearcă să intre în mintea noastră și să ne, să ne dezamăgească, să ne fure bucuria, să ne fure pacea, noi trebuie să-l facem ascultător față de adevăr, față de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-l trecem prin filtrul Bibliei. Fiecare cuvânt, fiecare gând pe care, care vine în mintea noastră și și întrebați-vă, gândul ăsta, gândul ăsta care vine, care, care vine și multe gânduri pot să vină în mintea noastră, poate în timp ce tu scrolezi pe social media și odată vezi pe cineva care se bucură, odată vezi pe cineva care îi în, în depresie și și depinde față de care gând ești mai predispus. Și fiecare gând pe care tu îl accepti în casa minții tale are potențialul să te propulseze sau să te blocheze. Filtrează gândurile. Puneți întrebarea, gândul ăsta care vrea să intre în, în uh, mintea mea vine de la Dumnezeu sau vine de la Satan? Sau vine, din, uh, sau vine împotriva mea sau vine să mă ajute. E foarte important. Noi să, să uh, selectăm gândurile noastre și ca lideri, ca oameni responsabili, ca oameni cu, uh, uh, cu potențial pentru a-i ajuta pe ceilalți oameni să trăiască în libertate și în lumină și în bucurie și în dragoste. Fiecare dintre noi avem nevoie să, să, să facem această filtrare. Pentru că aici s-ar putea în gândurile tale tu să -ți zici sau satan să-ți spunem, nu poți. Tu nu ești vrednic. Sau tu nu ai experiența. Tu nu, Păi tu nu poți să fii ca și te compari cu nu știu cine. Nu. Respinge. Ăla nu este un gând de la Dumnezeu. Un gând de la Dumnezeu sună poți totul în Hristos care te întărește. Da, tu ești protejat de puterea lui Dumnezeu prin credință. Ești ceea ce Dumnezeu spune că ești și poți face ceea ce Dumnezeu spune că poți să faci. Așa că dă la o parte orice, orice gând care ar putea să-ți împiedice potențialul și în ultimul rând vreau să să vedem care sunt armele pe care noi le putem folosi pentru a fi învingători în gândurile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai puternică armă spirituală și, și această armă spirituală, Pavel, Apostolul, ne spune că noi avem nevoie să învățăm să o mânuim. Cum ar fi să te duci la luptă? fără sabie. Ai fi, ai, fi, ai fi, expus, nu? Te duci și primul, primul dușman care vine te-a terminat. Dar noi, noi nu mergem nepregătiți și Efeseni uh, 6, acolo în Efeseni 6 vedem, vedem armura lui Dumnezeu cu care avem nevoie să ne îmbrăcăm în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare moment al zilei, să, să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu, în sfârșit, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ne luăm armura, dar ne luăm și sabia și sabia, pentru că armura este, să spunem, uh, uh, arm, uh, ar, face parte din armamentul nostru defensiv. Armura și scutul credinței. Sabia este uh, este arma noastră ofensivă. O, ofensivă, noi avem nevoie să să intrăm în ofensivă și uh, cuvântul lui Dumnezeu uh, 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 ne învață că dacă noi nu luăm Sabia este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă, dacă, dacă noi nu ne înarmăm cu Cuvântul lui Dumnezeu și, și începem ziua, dacă pleci de acasă fără să citești Cuvântul lui Dumnezeu, e ca și cum pleci la luptă fără sabie, ești vulnerabil. Nu-ți permiți să fii vulnerabil într-o lume atât de stricată și defectă, ca și cea în care trăim. Noi, tu și cu mine, înainte să plecăm de acasă dimineața, ne luăm sabia, ne luăm armura, amin, ne, ne echipăm ca să ne apărăm. Mintea, coiful mântuirii, îl punem peste gândurile noastre și și platoșa neprihănirii o punem peste inima noastră și pentru că diavolul va veni la noi și va veni la tine și îți va spune că tu nu ești, tu nu ești destul de bun ca să te apropii de Dumnezeu. Doar ai păcătuit, uite, și, și acum să îndrăznești să mergi înaintea lui Dumnezeu, dar tu poți să, să respingi aceast, această, acest gând care vine în mintea ta spunând clar și răspicat. Eu sunt neprihănit nu prin ceea ce fac eu, eu sunt neprihănit datorită lui Hristos. Eu sunt neprihănit. Biblia spune, asta spune. Noi trebuie să luăm sabia. Cu sabia tăiem minciuna diavolului. Diavolul vine la tine și îți spune, uite, pentru că, pentru că te-ai purtat cum, cum te-ai purtat, poate te-ai purtat urât cu soțul, cu soția ta sau cu părinții tăi, cu copiii tăi. Și stânte te acuză. Te face să te simți vinovat. Tu poți să iei sabia și să-i spui că nici o acuzație nu mai este pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În Romani 8.1. Poți, 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 dacă vine o ispită în viața ta, și, și în mintea ta, satan îți spune, e clar că tu nu poți să învingi această ispită. Tu iei sabia și îi spui, nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci împreună cu ispita pe care satan o aduce în viața ta, Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieși din ea. Ia sabia, ia sabia, folosește sabia. Pentru că în momentul în care folosești sabia, Satan este dezarmat. Satan nu poate să țină piept acestei arme, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Începeți fiecare zi cu meditație asupra Cuvântului Dumnezeu. Citește și meditează la Cuvântul lui Dumnezeu. Și, și pentru că Cuvântul lui Dumnezeu. Este hrană pentru sufletul nostru. Vrei să, să fii ferm în gândire, vrei să ai emoții statornice, vrei să iei decizii înțelepte, citește Biblia. Începeți ziua cu citirea Bibliei. Pentru că Biblia este hrana Sufletului tău. Și dacă îți hrănești Sufletul gândurile emoțiile și voința, atunci vei fi puternic. Dacă nu le hrănești, vei fi slab. Deci hrănește-ți hrănește uh, uh, sufletul citind din Biblie, citind Cuvântul lui Dumnezeu și dacă vrei să te asiguri că mintea ta este mereu protejată, n-ai nevoie să-ți construiești ziduri în jurul tău și să te izolezi sau să te izolezi de societate. Nu, 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 nu. Ai nevoie să, să fii integrat în societate pentru că tu ești lumină, tu ești sare. Societatea va fi sănătoasă și va avea gust. Doar dacă tu ești în mijlocul societății, plin de Duhul Sfânt, plin de acest cuvânt, plin de lumină, plin de adevărul lui Dumnezeu. Și când tu te umpli, te încarci cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci tu ești protejat. Și vreau să îți dau o metodă prescurtată, mir, mir, m i -r. -â. Sau eu am spus mir pentru că potrivește cu, cu, ce vreau să zic. Dar este meditare, închinare și rugăciune. Poate, poate vă ajută să vă amintiți mai ușor. Mir. Meditare, închinare și rugăciune. În lupta noastră, fiecare dintre noi, avem nevoie să, să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Când tu meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, ce faci? Păi, în primul rând, îl deschizi, nu? Îl deschizi, îl citești și după aceea... Meditezi, te gândești. Cu alte cuvinte, te gândești la ce ai citit. Te gândești la Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare moment. În Evrei 4 cu 12 spune că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dacă tu îl citești, dacă tu pui Cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta, el este viu și lucrător. Va lucra. Este viu. Nu este doar o lectură pe care o faci. Cuvântul lui Dumnezeu va lucra în mintea ta, în, în sufletul tău, va regla sănătatea sufletului tău. Pentru că atunci când mergi în societate, tu să poți să-l reflexi pe Hristos. Și e important să meditezi. Să, să meditezi. Când meditezi la ceva, analizezi, vezi dacă. Dacă, dacă, e bine, dacă nu e bine, dacă ce trebuie să adaugi, ce, ce, trebuie să scoți, meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. Și când meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, îl raportezi la sufletul tău. Ce ai nevoie să schimbi, ce pornire ai nevoie să o pui la cruce, ce, ce tendință ai nevoie să... la ce tendință trebuie să renunți. Și medita, când medităm, prețuim cuvântul. Meditezi la ceea ce prețuiești. Apoi închinarea. Închinarea schimbă totul. Ne schimbă perspectiva când ne închinăm lui Dumnezeu. Când tu și cu mine ne închinăm lui Dumnezeu. E ca și cum, înainte să ne închinăm, priveam în jos la circumstanțele noastre, la problemele noastre, la situația în care suntem, când ne închinăm, privim spre Dumnezeu, ne ridicăm privirea de la lucrurile pământești, de la lucrurile de jos de la problemele, de la boală, de la durere, de la necazuri, de la situații, ne ridicăm ochii, privirea spre Dumnezeu și vedem că Dumnezeu este sfânt, este drept, este atotputernic, este protectorul nostru, este înțelepciunea noastră, este tot ce avem nevoie. Deci închinarea mă ajută să-mi ridic ochii înspre Dumnezeu și îmi schimbă perspectiva când mă uit din nou la, la, la situația în care sunt. Am perspectiva lui Dumnezeu. Tu și cu mine putem să privim la o situație imposibilă, la o situație uh, 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 care, la care nu găsim nicio soluție. După ce ne închinăm, găsim soluțiile. Vedem soluțiile, pur și simplu. Ca din, ca din senin. Dar ne-am conectat cu cel care este sursa tuturor lucrurilor și e foarte important noi să ne închinăm lui Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu, nu noi. Nu problemele noastre sunt Dumnezeul nostru. Amin? Hristos este Hristos în noi, speranța gloriei. Amin? El, El ne dă victorie în toate și noi avem nevoie să medităm. Să ne închinăm și apoi să ne rugăm. Rugăciunea este locul în care pacea lui Dumnezeu vine și se așează în viața noastră. Pacea lui Dumnezeu pătrunde profund în inima noastră. Filipen 4,7 spune, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dragii mei, cu aceste trei practici, meditare, închinare și rugăciune, noi putem să ne construim o viață uh, victorioasă, o viață plină de, de, uh, uh, de pasiune, de putere, de uh, uh, prezența lui Dumnezeu și ne ajută să ne protejăm mintea, să ne protejăm gândurile și să păstrăm claritate în gândurile noastre, să păstrăm adevărul lui Dumnezeu. Adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul de care tu și cu mine avem nevoie ca să fim, să trăim cu adevărat în libertate. Biblia spune, Isus a spus veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Amin? Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici. Intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!